Bun găsit! Există un creier în inimă? De-a lungul istoriei, inima și creierul au fost considerate centre ale gândirii și ale emoțiilor. În timp ce inima este adesea asociată cu sentimentele, iar creierul cu rațiunea, știința modernă a aruncat o lumină asupra modului în care aceste două organe contribuie la experiențele noastre mentale și emoționale. Creierul este organul principal responsabil pentru procesele cognitive complexe, incluzând gândirea rațională, memoria, percepția și luarea deciziilor. Structurile creierului, precum cortexul prefrontal, hipocampul și amigdala, joacă roluri esențiale în aceste funcții. Deși se crede că inima nu gândește în sensul tradițional, ea joacă un rol semnificativ în modul în care trăim și percepem emoțiile. Studiile arată că inima și creierul sunt strâns legate prin intermediul sistemului nervos autonom și al sistemului endocrin. Știința modernă din domeniul psiho- și neurofiziologiei din ultimii 20 de ani recunoaște că există un creier al inimii, iar acesta dispune de un sistem nervos propriu ce poate fi denumit creierul autonom al inimii, conținând peste 40.000 de neuroni. Aceștia permit inimii să acționeze independent de creier prin învățare, memorie, senzație, să influențeze percepția sau procesele de luare a deciziilor. Conform specialiștilor în domeniu, câmpul magnetic al inimii s-a dovedit a fi de aproximativ 500 de ori mai puternic decât al creierului, putând fi detectat de la o distanță de 2-4 metri de corpul uman. Un studiu arată că inima este implicată în procesarea informației intuitive și, spre surprinderea cercetătorilor, inima este mai rapidă decât creierul în receptarea și reacția la informații despre evenimente viitoare înainte ca acestea să se întâmple. Pentru a nu stresa inima, îți propun să fii împăcat cu tine însuți, să nu fii conflictual, să urmezi tehnici de meditație și respirație profundă, să alungi gândurile negative, să îți impui să vezi partea pozitivă a momentelor trăite. Așadar, interacțiunea complexă dintre aceste două organe influențează în mod profund experiențele noastre mentale și emoționale. Sunt psiholog Mihaela Pavel și te invit să fii bine cu tine. Pe curând!